Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. În timp ce armata israeliană a instituit o blocadă totală a fâșiei Gaza și acolo au fost tăiate și utilitățile, electricitate, apă, fâșia Gaza este baza de operațiune a formațiunii teroriste Hamas. Este un teritoriu suprapopulat, puțin mai mare decât Bucureștiul. Sunt acolo câteva așezări, Gaza City și încă alte câteva așezări. Deci, în timp ce se execută această blocadă, aviația israeliană bombardează intens la sol. Au avut loc deja sute de lovituri. Premierul Benjamin Netanyahu a declarat că operațiunile militare împotriva Hamas sunt abia la început și că la final, citez, Orientul Mijlociu va fi o altă regiune. Diverse surse spun că armata israeliană ar urma să intre în Gaza, dar deocamdată asta nu s-a întâmplat. La telefon este generalul în rezervă, Virgil Bălăceanu. Bună dimineața, domnule general. Bună dimineața. Ce rezolvă loviturile aeriene într-un oraș suprapopulat, în care teroriștii Hamas oricum au buncăre subterane și o rețea extinsă de tuneluri? Este foarte adevărat, însă sunt și obiective care pot fi lovite, ele sunt identificate, au coordonatele exacte în sistemul de comandă-control, în sistemul de dirijare a loviturilor pe care armata israeliană realizează, fie folosind aviația, fie folosind sistemele de rachete. Și sigur că sunt elemente de infrastructură care nu sunt toate adăpostite în sisteme de tip bunker. Adică drumuri, poduri... Și sistemele de comunicații, sunt depozite, sunt clădiri care sunt destinate unor activități de comandă. Există o întreagă infrastructură care, sigur, ea nu poate să fie doar în sistem de buncăre. Da, adică, mă întreb în ce măsură sunt operațiuni... Iar dacă vorbim de buncăre, sunt bombe de aviație, lovituri de aviație, special destinate pentru lovirea sistemelor de adăpostire, chiar dacă sunt puternic fortificate, de tip bunker. Nu cred că toate buncărele lor sunt extrem de solide din punctul acesta de vedere. Ca atare, informațiile, și aici ajungem la un capitol sensibil, cât s-a știut și cât nu s-a știut despre pregătirea acestei lovituri duble pe care o realizează Hamasul. În primul rând, prin infiltrarea unui număr foarte mare de teroriști și, în al doilea rând, printr-o salvă foarte puternică de proiectile reactive care, într-o anumită măsură, au supra-saturat sistemul de apărare antirachetă. Și vorbim, în primul rând, de sistemul Iron Dome. Mă întreb, apropo de loviturile aeriene, ele pot fi interpretate fie ca o acțiune de represalii, fie ca o acțiune de pregătire a unei invazii terestre. Acum, întrebarea mea este, cum poate fi ocupat totuși un oraș sau o regiune ostilă, cu sute de mii de locuitori, extrem de dens populată, o zonă plină de altfel de trupe neregulate, care sunt compuse din fanatici radicalizați, îmbrăcați civil, adică acolo nu e o luptă, e un război total asimetric. Cum poate fi dus un război terestru în astfel de condiții? Dumneavoastră sunteți infanterist. Da, problema ducerii acțiunilor de luptă în mediul urban este o problemă foarte complexă. Dar ea s-a practicat și de dată recentă, se practică în continuare. Vorbim de războiul din Ucraina. În mod sigur, armata israeliană este în măsură să ducă un asemenea tip de acțiuni, este pregătită. Apoi are direcții care sunt bine determinate. Este o problemă complexă, spuneam, pentru că este o luptă extrem de dificilă, care poate să aducă pierderi importante celui care atacă. De asta și israelienii nu se grăbesc, merg pe niște etape care de regulă sunt consacrate în ducerea luptei în mediul urban și nu numai. Acum se realizează lovirea cu aviația și cu sistemele de rachete, apoi probabil vom asista la o operație întrunită, combinând forțele terestre. Este neapărat nevoie ca armata israeliană să intre în fâșia Gaza, împreună cu forțele aeriene și, de ce nu, și cu forțele navale.
Este o acțiune care, să sperăm, nu va aduce foarte multe pierderi din partea armatei israeliene, pentru că deja sunt multe pierderi din rândul civililor prin acțiunile de infiltrare și de acțiune de tip terorist pe care a realizat-o Hamasul. Da, bun, dacă ați adus vorba de civili, în cazul civililor din Gaza, din fâșia Gaza, care nu sunt neapărat toți luptătorii Hamas, cum poate o armată care atacă o astfel de zonă urbană să-i protejeze? Care sunt procedurile, soluțiile? E foarte interesant, de exemplu, că Egiptul nu a deschis granița cu fâșia Gaza care să permită fuga, mă rog, un flux de refugiați din fâșia Gaza. Fâșia Gaza, teritoriul, are graniță doar cu Israelul și o porțiune mică cu Egiptul, cred că de 11 kilometri. Să nu uităm că Hamasul și are rădăcinile Frăția Musulmană. Ori Frăția Musulmană este considerată în Egipt o organizație teroristă. Ca atare, Egiptul nu va fi de partea și nu este de partea Hamasului. Deci continuă și Egiptul blocarea Hamasului. Revenind la întrebarea dumneavoastră, există un principiu al răspunsului proporțional pe timpul desfășurării unei acțiuni militare. Dacă pe o anumită direcție nu se intervine cu foc asupra mea, nu deschid focul. Dar în momentul în care se deschide focul, am dreptul să ripostez. Cam acesta este principiul de bază. Problemele însă, repet, sunt complexe, pentru că într-adevăr se va duce lupta într-un mediu urban foarte aglomerat. Din păcate, când vorbim de acțiuni de tip militar, apar și pierderile, victimele colaterale, ele sunt inevitabile. Războaiele sunt murdare din toate punctele de vedere. Din păcate, asistăm la un război aproape de granițele României și iată un nou război, pe lângă o serie lungă de războaie în Orientul Mijlociu. Prin forța armată, prin război, Israelul supraviețuiește. Este dimensiunea majoră a Israelului și nu are decât o singură condiție a supraviețuirii. Nu atât de mult forța economică, forța financiară, inventivitatea tehnologică, cât mai ales armata și spiritul pe care israelienii îl au pentru apărarea teritoriilor lor. Și mai ales acum, când răspunsul de o asemenea natură este absolut proporțional față de modul în care au acționat cei din Hamas. Am înțeles. Atare, Israelul are un casus belli pe care va trebui să și-l valorifice, pentru că, repet, este o condiție a supraviețuirii și este în definitiv o condiție a eliminării unei baze teroriste care, sigur, se instaurase în fâșia Gaza. Vom vedea ce se întâmplă și după desfășurarea acțiunilor militare, pentru că probabil vom avea o administrație militară, cel puțin temporară, în fâșia Gaza. Problemele sunt complexe și dintr-un asemenea punct de vedere, însă să nu uităm că pe lângă loviturile cu rachetele și cu aviația, s-a trecut și la o blocadă din punct de vedere al asigurării necesarului de energie electrică, gaz, apă și așa mai departe pentru fâșia Gaza. Deci fâșia Gaza este asediată. Este o consecință a unei decizii politice a Hamasului și a faptului că aripa militară a Hamasului a fost întrebuințată pentru un atac de tip terorist, de tip asimetric asupra statului Israel. Mulțumesc foarte mult! A fost în direct în deșteptarea generalului în rezervă, Virgil Bălăceanu. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.